Pentru decernarea premiului pentru cea mai bună muzică originală, am invitat în seara asta un maestru de ceremonii de la Radio Guerilla. Îi știm cu toții vocea, dar doamnelor și domnilor, haideți să-i admirăm și fizicul lui Bogdan Șerban! Bună seara! Nu știam că sunt așa joase. O să mă descurc în felul următor. Da, da, da. Păi dacă tu ai făcut momentul ăla de evocare, o să spun și eu că la anul se fac 3 decenii de când am călcat prima oară pe scena asta. Eram doar un egiptean în spectacolul Danaide la lui Silviu Purcărete. Aveam părul lung și brunet. Și acum, referitor la muzică, în orice societate, funcția primordială a muzicii e una colectivă și de comuniune. Practic, oamenii se strâng la oaltă și se creează legături. Asta se întâmplă și în film. Și muzica a găsit în film, pe lângă media tradițională, radio, TV sau media digitală mai nou, în film a găsit un spațiu în care să se arate și să ajungă astfel la consumator. Eu fiind consumator compulsiv de muzică, am să mulțumesc tuturor creatorilor de film care bagă muzică în creațiile lor. Fie că e vorba de muzică originală sau deja de opere existente. Și acum să urmărim propunerile, nominalizații pentru cea mai bună muzică originală. Cea mai bună muzică originală. Marius Leftărache. Piotr Curec. Alexei Țurcan. Alin Zăbrăuțeanu, Călin Torsan. Premiul Gobo pentru cea mai bună muzică originală îi se acordă lui Marius Leftărache pentru filmul Boss! Marius nu a putut veni în seara aceasta. Din păcate lucrează la altă muzică. Și din moment ce eu nu am luat pentru sunet, mă mulțumesc cu premiul pentru muzică. Mulțumesc!